Bine v-am găsit, dragi prieteni, din nou la emisiunea noastră Școala Cuvântului. Astăzi vom vorbi despre Cuvântul lui Dumnezeu, cât de important este El, nu doar pentru noi, ci și pentru cei care au fost primărgătorii noștri în istorie. Oameni care și-au dat și viață pentru adevărurile pe care le-au descoperit aici. Astăzi poate Dumnezeu nu cere, nu cere ca să ne dăm viața sau să ne jertfim pentru el. Dar cu tot aceasta el ne cere ca să luăm în atenție sau să luăm în serios cuvântul lui. Așa spune psalmistul. Zice că strâng cuvântul tău, Doamne, pentru ca să nu păcătuiesc. Sunt sigur că mulți dintre noi n-ar fi dorit să fie păcătoși, dar pentru aceasta este nevoie să culegem să înțelegem care este voința lui Dumnezeu descoperită aici în Sfintele Scripturi. Colegii mei de platou, astăzi sunt frații Mistreanu, domnie Sad Albert, manager de proiecte în cadrul organizației non-guvernamentale Adra Moldova, bine ați venit! Mulțumesc pentru această invitație, mă bucur foarte mult astăzi să fiu aici alături de dumneavoastră în acest platou. De asemenea și domnia sa, Ion, student la Facultatea de Inginerie și Management în Transport și sunt sigur că iubitor de muzică, cu atât mai mult că Sfintele Schituri se pare că este o muzică Simba. și se, vede o muzică, o, se, 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 simte o vibrație deosebită. Bine ați venit! -am găsit. Mulțumim foarte mult că ați găsit timp să fiți alături de noi în platoul și în discuția pe subiectul care este important. Cum putem să avem noi o credință și cum să o practicăm, în ciuda multor obstacole? Și știți că obstacolele pot fi non-violente. Nu doar violente, ci și non-violente. Obstacole, știu, sociale, de situații, de sustragere atenției. Și vom vedea ce spune Sfânta Scriptură și care este prețul ei. Și de aici, prima mea întrebare, dar este legat de, de Sfânta Scriptură. Permiteți-mi să citesc cuvintele din Psalmul 119 și câteva fragmente. Ce dulce, zic, zice psalmistul, sunt cuvintele tale, Doamne, pentru cerul gurii mele. Mai dulce decât miere și în gura mea. Prin, prin, poruncele tale mă fac mai priceput, de aceea urăsc orice cale a minciunii. Și întrebarea, ce semnifică? Pentru că în istorie observăm protestantismul sau reforma secolului XVI până în XVIII, ce semnifică pentru ei numai Scriptura, numai Cuvântul lui Dumnezeu? Și eu formulat-o sola Scriptura. Ce semnifică aceasta? Cum, are de și lecțiunea, credința în ciuda tuturor obstacolilor mm. și cum spune în versetul, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta, tendința oamenilor mereu era să se îndrepte câte Dumnezeu. Este ceva ce a fost pus înăuntrul nostru și fie credem în Dumnezeu sau în altă putere, cumva mereu suntem înclinați spre aceasta, a înțelege că nu e posibil să apară așa, ființă ca oamenii să fie condus așa în univers, doar prin puterea unor legi și a conștiinței umane. De asta oamenii mereu erau îndreptați către biserici, către dorința de a cunoaște pe Dumnezeu și de aici reiese cum putem să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu decât prin cuvântul care a fost lăsat de El. E evident că oamenii mereu îl caută pe Dumnezeu și poate altă dată nu acolo unde trebuie. Da deseori oamenii în dorința de a depărta sau conduce mai ușor cu oamenii cu conștiința lor, cu sufletul și dorința lor, nu ezitau să se folosească sau să abuzeze. să abuzeze și de cuvântul lui Dumnezeu. Cunoaștem foarte bine evul mediu când cunoștințele nu erau foarte răspândite, oamenii se limitau la cei ce auzeau și cei ce li se spunea. Nu erau destul de înțelepți ca să poată să citească și cu toate știm că toate cunoștințele erau Strânse și concepute într-o limbă străină pentru ei. Mm -hmm. Și tot ce primeau, eu primeau acei ce auzeau și cei ce vedeau în biserici. Și aici, vedem prima problemă: ei credeau, chiar în ciuda în care erau dezlipiți sau separați de Cuvântul lui Dumnezeu. M mă întrebam, deci poate oare o ființă, un student să devină un specialist dacă n-a studiat materia? putem noi să cunoaștem care este calea de salvare sau rezolvarea problemei noastre vis-a-vis -vis de păcat dacă nu studiem, nu investim timp în studiere. Nu, este imposibil. John Wycliffe era de aceeași părere și de același gând în momentul când a decis să traducă Biblia în limba engleză să fie pe înțelesul tuturor oamenilor. El a înțeles că unicul sens și unica cale de a conecta ceea ce a fost deconectat sau de separat să dea oamenilor cuvântul Dumnezeu, posibilitatea de a studia. Unicul motiv de a crește o relație cu o persoană, îl de a cunoaște, a petrece timp cu el, a înțelege ce-i place și ce nu-i place, e de asemenea și cu Dumnezeu fix așa. Deci, da, reformatorii își umpleau inima lor de scriptură, de studiere. Deci, toată viața lor era bazată pe a studia cercetarea lor mm. și astfel obstacole care le întâlneau ei treceau cu succes. Și dacă discutăm despre reformatori, aici putem spune că ei trăiau o viață nu superficială, deci o viață adâncă, adâncită în Scriptură, de a duce o reformă în viața lor ca creștin. Deci dacă nu se citește Sfânta Scriptură, oamenii în câteva generații uită chiar și ceea ce a prezentat Sfânta Scriptură și chiar dacă apar anumite termeni, nume, pot fi evident modificate și până la urmă oamenii pot să creadă și în basme și lucrul acesta, așa cum și ați menționat, s-a dovedit în Evul Mediu, cum este numit, întunecat. Deci întunecat pentru că nu avea acces la Sfintele Scripturi. Din moment ce reformatorii au descoperit, da, de ce reformator? Ei au încercat să reformeze biserica. Ce înseamnă? De la tradiție la Sfintele Scripturi. Sigur că da. Interesant este că în 2 Corintieni, Apusul Pavel, capitolul 4, ne spune foarte interesant despre faptul că el optează și învăța pe contemporanii săi importanța cuvântului lui Dumnezeu. Și aici, sigur că Întrebarea mea, de ce era important de a transmite Cuvântul lui Dumnezeu? Nu pur și simplu undeva stă El acolo, frumos. Da, știm că este în Biblie, este în bibliotecă, dar pentru El a transmite. Ce înseamnă aceasta a transmite? De ce? Să presupunem că conduceți o mașină. Înainte ca să ajungeți la un proces de a conduce mașină, ați luat lecții, ați învățat partea teoretică, partea practică. Cu ce va ajuta cartea în care se descrie partea practică a cum se conduce un automobil și reguli circulație, dacă va fi păstrată și nu se va deschide niciodată? Oh, eu țin minte cineva, un copil se uita la mine deci era în mașină cu mine și spunea: spunea știu cum se conduc. Eu zic, serios? Da, de unde știi? Păi am văzut cum faceți. Da. da, e bun, e interesant, adică e, e o parte de, de dar e nevoie de o practică despre care vorbiți. De asemenea se întâmplau și cu ei. Ei vedeau ce se petrece la biserică, dar nu aveau închipuire care e regula. Mm. După ce regulă se conduce, de ce mm. fac așa, vedeau doar că așa se face făceau și așa momentul când ai acces la cunoștințe, la regulile care descriu de ce se face în unele cazuri așa, care descriu pe ce bandă trebuie să mergi da. dispare haosul și apare claritate apar direcția în care trebuie să mergi și ești liber de a merge oriunde vrei, ești liber de a acționa în momentul în care dorești tu. adică vrei să spuiți că regulile de fapt ne fac liberi, da, da. <laughs> aceeași era și cu scriptura în momentul în care era transmisă, pentru că asta era scopul. Când Dumnezeu a plecat sau s-a înălțat către ceruri, a lăsat îndemn ca să fie vestită Evanghelia către toate persoanele care sunt pe acest pământ. Vestirea Evangheliei înseamnă și a cunoaște despre Dumnezeu. În momentul în care cunoști pe Dumnezeu, ești liber de a scăpa de toți intermediarii care erau în biserică. Nu trebuia să mergi la preot, să te rogi, să plătești indulgență, să faci mătenii, să faci diferite ritualuri creștine. Ai acces direct la sursă. La Iisus Hristos. Păi, ce ați spus dumneavoastră, direct la Sursă, este actual și astăzi? Sigur. Rămâne actual? Nu. Există impedimente? Unicul impediment suntem însuși noi. <gătări> Doar unicul impediment care poate. Asta, asta, nedorința noastră și neacceptarea noastră. În rest, nimic nu poate să împiedice accesul nostru la Dumnezeu. Acum, este acces la Sfintele Scripturi. Suntem într-o țară liberă care propovăduiește democrație, care spune democrație la orice pas și suntem liberi de a acționa cum dorim. Uh, se poate dispus cu... Te... Uh, eu am descoperit Sfintele Scripturi. Da, am înțeles care este adevărul, dar îl simt pentru mine. Uh, ai... E corect? Deci... Dice... Apostol Pavel spune în versetul 6 căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Eu cred personal că atunci când Dumnezeu vine să locuiască în inima ta nu poți să nu luminezi. Nu poți să fii acea lumină care atinge inimile altor persoane. Adică? Ceea ce spune el este nevoie de a transmite. Este nevoie de a învăța și pentru alții. Deci, practic, cu ce se preocuparea primordială a apostolilor sau primei biserici sau a conducătorilor, predicatorilor, era să transmită Cuvântul lui Dumnezeu intact, așa cum este, cum ar trebui să fie. De aceea, și găsim noi multe epistole. Pe care le-a scris uh, Apostolii. Uh, pentru că uh, erau și probleme pe atunci. Erau oameni care încercau să denatureze, să schimbe, să aducă niște învățături care nu au nimic comun cu Cuvântul lui Dumnezeu sau cu voința lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu mereu aduce claritate. El, mm. cumva, cum am spus, debarasează orice obstacol care aparte. Credința, când este cu Dumnezeu, răzbate în ciuda oricărui fapt care și oricărui obstacol care îl împiedică. Acest lucru nu era mereu convinabil la multe persoane. Nu era convenabil bisericii, nu era convenabil poate că unilor partide de conducere care se aflau la putere, dar vedem și evol mediu a trecut, Uniunea Sovietică a trecut, experimentul de a încerca cumva de a împiedica credința s-a prăbușit. Avem exemple clare și dovedite că momentul când un om dorește să creadă nu este nimic în stare să-l creeze un obstacol care nu este posibil de trecut. E ce spune Apostolul Petru, în a doua sa epistole, este în Sfintele Scripturi, se găsește partea Noului Testament, de la capitol, deci în capitolul 1, de la versetul 20. Fiindcă mai întâi de toate, să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tălmăcește singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Cineva poate să zică, știi, eu te am acces la Sfântele Scripturi. Înseamnă oare că pot să comentez cum vreau? Care este rolul Duhului Sfânt despre care vorbește în cazul acesta Petru în interpretarea Sfintelor scripturi? Cu toți cred că am trecut prin procesul de școlarizare, poate cineva a învățat la universitate. Cu toți am avut materiale care la primul pas ne se păreau foarte ciudate și strane. Când treceam într-un an nou și răsfoiam carte de matematică, vedem unele cuvinte, cifre care mi se păreau așa, foarte Ana, Da. da dar în momentul acela aparea profesorul care spunea nu ne grăbim nicăieri, luăm pas cu pas și tem de capăt. Duhul Sfânt în acest caz este prezentat ca un învățător care este alături de noi în momentul când începem să studiem Sfintele Scripturi pentru a ne duce pe drumul corect a înțelegerii. <sus> și tot Sfintele Scripturi este aceeași carte. Dacă nu înțelegi o regulă din matematică, tot în carte de matematică găsești cum se tractează această regulă. A, sau anterior. Anterior. Fix așa este și în Sfintele Scripturi. Dacă nu găsim ceva ce nu ne este nou înțeles, putem găsi un răspuns tot și în Sfintele Scripturi. Sau apelând la Duhul Sfânt, care este ca un învățător care ne călăuzește în studierea acestora. Deci, studierea Sfintei Scripturi sau descoperirea cuvintelor sau adevărului sau realității, idei, Practic trebuie să fie în armonie cu toată Biblia, ceea da. ce gândesc. Dacă cineva poate să zică, știți, da, eu sunt, eu știu, eu sunt artist, așa văd. Iată, eu interpretez Biblia cum vreau. Iată, eu cuvintele astea le înțeleg iată așa. Altcineva poate să le înțeleagă altfel și... Uh, uh, fiți de acord, astăzi asta și se întâmplă. Da. Iar cei care ne ascultă sau ne privesc pot să că măi, știți, și voi deja veniți cu Biblia, dar păi câți vin? Vin poate la ușă, ne întâlnim pe stradă și alte dată vii la biserică și îți vorbește într-un fel și îți vorbește în alt fel. Pe cine să crezi? Dar cum ar trebui atunci interpretată Biblia și fiecare vine cu Biblia și spune, uite, fii atent, uite ce scrie. Și atunci începe să tălmăcească. Analizând studiile de inginer, îmi dau foarte bine și clar seama dacă luăm măsurile fixe și unele reguli fixe care sunt stabile și nu poți să le schimbi. Și sunt, încep cumva... Sunt, sunt normale, da. adică sunt... Legea de la sine însuși, de exemplu, dar... Și ne gândim abstract. Să punem un alt coeficient. Înțelegem pentru o altă că, constantă. O Ne dăm foarte clar seama că sunt unele lucruri care încercăm să le vedem abstract, poate duce sau cauza la efect mortal. De exemplu, dacă în construcția unei mașini, să ne uităm la abstract, la coeficientul de pondere și de puterea barelor care țin carcasul mașinii, spunem, punem ceva așa mai mic. Așa văd eu. Așa văd eu. <laughs> Fix așa și în cazul Bibliei. În momentul când ne uităm, începem să ne uităm abstract la ea, jucăm cu prețul vieților noastre. Evident. În momentul în care ne permitem să vedem unele lucruri nu așa cum sunt scrise sau să le tractăm într-un mod diferit sau să ne închidem unele ochii la unele constante și unele substanțe fixe și precise, uh, pierdem poate sensul și -o jucăm cu propria noastră viață. După asta vedem multe biserici, multe, uh, spunem așa, culte religioase care au dus doar la moarte. Da, atunci când găsesc dificultatea de a înțelege un anumit lucru care mi zice Biblia, deci nu mă adresez, uh, mamă, frate, preot, cum pot să-mi explici acest, acest verset biblic sau cum pot eu înțelege acest lucru. Deci eu mă pun în genunchi și mă rog, arată-mi cum este corect. Atunci Duhul Sfânt îmi vorbește, îmi arată, îmi explică și numai El poate să-mi să explice, să-mi spună, adevărul așa cum este. Ok, cineva poate să zică, știi, uite, eu acum sunt inspirat. Uh -huh. Și ideea lui de fapt contrazice poate întreaga toată Scriptura, dar eu sunt inspirat. Au fost mereu reformatori. În unele cazuri a fost bine pentru istorie și pentru Sfintele Scripturi, în alte cazuri nu a fost bine, că unicul lucru pe care putem să comparăm este Sfintele Scripturi. Dacă vine cineva inspirat și vă spune că vede așa, puteți să-l ascultați, puteți să mergeți acasă și să comparați cum e scris în Biblie. Dacă e scris și coincide cu ceea ce este scris în Biblie, ascultați-l. Mm. Dacă ceea ce spune nu coincide cu ce este scris în Biblie, atunci interesați-vă interesați-vă <laughs> da. <inspirat>. interesați <laughs> din ce carte sau din ce Biblie poate să a inspirat el sau păi apostolul foarte clar spune, da. inspirat de Duhul Sfânt. Că și nu se comentează, deci se comentează Biblia Singură pe sine. Da, pe sine. Și Duhul Sfânt poate să inspire. <laughs> că dacă contrazice toată Sfânta Scriptură și comentariul meu, înseamnă că nu Duhul Sfânt m-a inspirat, cineva altcineva. Deci sau ori eu însă și mi-a venit mie, eu știu, o idee anumită, trăsnit. Dar în cazul acesta există o regulă foarte simplă. Sfintele Scripturi se comentează prin Sfintele Scripturi. Deci ea se comentează singură pe sine. Și acesta este principiul pentru care și reformatorii au declarat foarte simplu, sola scriptura, adică doar Sfintele Scripturii. Interesant cum scrie apostolul, Sfântul Apostol Pavel în epistola sa sau în Sfânta Epistolă către Romani, în capitolul 3 și iată versetul 23 și 24. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți fără prihană, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus. Cuvântul pe care îl descoperim aici este harul. Și asta e interesant. Ce înseamnă? Care e semnificația? Cum putem să înțelegem? Pentru că aici se vorbește despre faptul că noi suntem păcătoși și acum este nevoie să fim salvați și suntem salvați prin harul Domnului Isus Hristos. Dacă ați putea să explicați ce este pentru domniile voastre, har. Și uh, să încercați să le spuneți și prietenilor noștri care ne ascultă și ne privesc. Ce înseamnă acest har? Mai întâi de toate aș dori să menționez că Scriptura spune Plata păcatului este moarte. O, oh, da. Deci, pentru mine, personal, harul înseamnă faptul că Iisus Hristos, Mântuitorul meu personal, a venit și a plătit pentru mine. Deci noi suntem datornici cu moartea. De deci ce pline, sunt pline cimitirile? Cineva spune că noi trăim în lumea cimitirilor. Sau lumea noastră e un cimitir mare. De ce? Pentru că suntem fenomenul ăsta care se numește păcat despre care vorbește Sfintele Scripturi și acest fenomen este, el depășește orice înțelegere, concept, pentru că este un fenomen negativ, nociv pentru viețile noastre și de -a ce ne aduce la moarte. Și plata păcatului este moarte. Cum, cum a plătit Isus? Cu ce a plătit? Prețul care putea să fie echivalent doar unei sentințe. Desigur, cred că în copilărie am avut ocazii când părinții duceau urma sau răspundeau pentru faptele care le-am făcut noi, că am stricat în geam sau nu am fost atenți să am stricat jucăria unui uh copil și care era echivalentul. Sau se schimba geamul, sau se înducea fix așa o jucărie. Aici, când greșim și jucăm nu doar cu consecințele noastre, dar și cu ceva mai mult, Domnul Hristos a intervenit și a dat prețul, cum a fost spus, a fost plată pentru păcat este moarte. El a venit pe pământ, a trăit aici, noi nu a păcătuit și a plătit un preț de săvârșit, a fost viața lui. Deci închipuiți-vă că sunteți într-o instanță de judecată în care vi se pune sentința pentru toate greșelile care le-ați făcut în viață și plata este moarte. Și în momentul când advocatul dumneavoastră nu doar vă apără în sentință, dar spune eu înlocuiesc, vă înlocuiesc pe dumneavoastră și suportăm sentința pentru că sunteți vinovat. Mm. Și Isus a fost acel advocat care a luat sentința noastră asupra Lui să ne pe noi vinovați, dar ne-au făcut în același timp pe noi nevinovați, pentru că setința noastră a căzut peste El. El a purtat vina păcatului nostru, greșelilor noastre. Deci se întâmplă că se face că Harul este un substitut, adică o înlocuire. Domnul Hristos, care este Dumnezeul Cerului și al Pământului, s-a înlocuit cu toți oamenii și a luat asupra sa toate păcatele. Da. Și în cazul dat și păcatele Valostru. mele. Și noi suntem. Deci o imagine gre greșită care persoanele și-l fac asupra lui Isus Hristos. Deci este că uh, salvarea și Isus Hristos este ca o scară. Uh -huh. Deci faptele mele bune care le fac de zi cu zi mă urcă mai aproape de, de el. Deci azi am fost bun, mâine voi fi tot bine, vă face o faptă bună față de cineva, față de fratele, de sora mea și asta mă va ridica față de Dumnezeu și voi primi salvarea. Deci, deci Scriptura spune clar că Isus a venit și El ne-a dat acest har. Deci noi am primit această salvare cu ocazia că din, din, din acel Fapt că El și-a dat viața pentru noi, a plătit pentru păcatele noastre. Putem să contribuim cu ceva la această salvare, Sigur. la acest har? Putem noi, avem potență să mai plătim și noi ceva? Sau totuși plătește absolut El? Sau trebuie să depunem niște eforturi? Sau este gratis? Este gratis și. E greu ceva de adăugat sau de făcut când totul este făcut de săvârșit. Închipuiți-vă astăzi că vine cineva și vrea să mai adauge una, nu știu, încă o, cu pensula, încă un desen la Mona Lisa care a fost făcută de aici. Toți ați venit și spună, ce cu tine? Vrei să strici cei ce a fost făcut de săvârșit? și a spune că îți bați joc de asta. Cam așa, ai și noi. În... Mai mult dacă un copilaj. Da. creion și... Da. În, în dorința noastră de a ajuta, pe Dumnezeu. Domnul a făcut totul într-un mod desăvârșit. Unica ce rămâne din partea noastră să acceptăm. Mai mult nu putem face nimic. Cum uitându-ne la Mona Lisa, putem doar să acceptăm frumusețea ei și gata. Domnilor, e dar. E, 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 e un dar. E gratis. Da. No. Acum întrebarea. Unde Cineva poate să întrebe cei care ne privesc, prieteni noștri, să zică, am înțeles că e gratis. Une pot merge ca să-l iau? Acest har. Trebuie undeva să mă duc? Trebuie să fac eu un pelegrinaj? Acasă? Trebuie să, eu știu, să merg poate peste drum, poate merg la biserică, că acolo este harul. Unde harul acesta pot să-l iau? Acasă, în camera ta, la lucru, în orice loc unde te afla, în momentul dat, poți să-l găsești pe Dumnezeu. Doar plecându-te pe genunchi și recunoscând că ai nevoie de El. Cum s-a spus anterior, nu avem nevoie de cineva mijlocitor între noi și Isus. El este mereu alături de noi și tot ce este necesar este doar să ne punem pe genunchi și să îndreptăm rugăciunea noastră către El. Să recunoaștem că, sincer, avem nevoie de acest dar și acolo și-l primim. Mereu să dea problema, pentru că nu doar în istorie, ci și în, în gândirea omenească, mondială, cum omul poate fi desăvârșit, cum poate fi neprihănit, adică cum poate fi fără păcat, fără greșeală. Am înțeles ce înseamnă har. Dar iată ce spune același apostol Pavel în aceeași epistolă către romani. Capitolul 1, versetul 17, doar un fragment voi cita de aici. Că cel neprihănit va trăi prin credință. Ce înseamnă această neprihănit prin credință? Cum va trăi? ce cu credința asta? Toți cred că am avut zile când am spus că de luni încep să merg la sală sau de mâine încerc să fiu mai bun. No, doar. <laughs> nu doar. <laughs> da. Și cu no, toți. multe domenii. Și cu toții înțelegem că cât nu ne-am stăruit, este momentul unul lucru că este greu să facem ce este bine. Și foarte des ne reușește mai bine să facem ceea ce este rău decât ceea ce este bine. O, oh, da. Acolo e foarte de pui. Da. Și aici este sensul că doar uitându-te către Isus Hristos sau având relații cu El, poți să fii neprihănit. Mm. În momentul când rupe această conexiune, închipuți-vă că sunteți un oarecare aparat care lucrează de la curentul electric Neprihănirea noastră este asemănată cu acel curent electric care curge prin aceste cabluri, fire, conductoare și ajunge la aparat și îl pune să lucreze, îl pune în funcțiune. În momentul când noi ca aparat ne desprindem de curentul electric care este Iisus Hristos, este imposibil să fim neprihăniți. În momentul când tem sunt conectați la sursă, putem funcționa și lucra și face bine și îndeplinim scopul pentru care am fost creați. Să ajungem la neprihănire este posibil doar prin Isus Hristos. Doar prin conexiunea zilnică cu El. În momentul în care pierdem să ne uităm într-o altă parte sau ne gândim la un alt lucru care ne se pare mult mai important la moment, pierdem conexiunea și șansa de a fi neprihăniți. Dar ce are credința? Deci credința este comuniunea aceasta cu Dumnezeu. Deci este... Nu este ceva momentan, o emoție care tu ai, ai simțit-o acum. Este o relație îndelungată. Tu o construiești împreună cu Salvatorul tău, cu Dumnezeu. Și în momentul când tu o construiești, tu înțelegi cine este El pentru tine. Tu respecti legile care El ne le-a spus, care sunt bune pentru mine. Și credința împreună cu legea. Concomitent ne ajută ca să dobândim această neprihănire pentru a fi salvați. Vedeți, <coughs> lucrurile pe care noi le înțelegem și le discutăm de fapt aici sunt foarte importante. Pentru că experiența care o aveți în studierea Sfântei Scripturi, vă permite să spuneți, să prezentați și cuvintele pe care le folosiți sunt frumoase. Pentru cei care poate stau în spatele ecranului, să știți, e... E mai greu, pentru că nu sunt deprinși cu anumiți termeni din Sfintele Scripturi, dar cu toate acestea invităm pentru ca aceștia să citească, să înceapă să citească, să studieze, să studieze Sfânta Scriptură, Biblia, și să nu asculte multe lume. Chiar dacă ascultă, dar trebuie să compare, verifice. Cu, să verifice cu Sfintele Scripturi. Evident că Biblia este. e bogată, e simplă și în același timp este frumoasă în complexitatea sa. Dar ea e accesibilă. Este accesibilă. Neprihănirea prin credință. Dumnezeu ne-a oferit nouă, ne-a însușit deja, ne-a dat. Ne-a dat. Statutul acesta de fără nepăcătos, adică fără păcat. Cum? Păi el a murit în locul nostru. Și atât ce ne face pe noi neprihăniți sau fără păcat? Credința despre care ați vorbit. Cred că lucrul acesta este valabil și pentru mine. Este valabil. Este adevărat. Mai curic spus, de moment ce eu studiez Sfintele Scripturii și văd că el a murit în locul meu, și ne oferă mie salvarea, îl cred pe Dumnezeu. Îl cred pe Domnul Isus. Spuneți-mi, chiar și în astfel de idei nobile pe care le descoperim în Sfântele Scripturi, au existat obstacole în istorie? Există și astăzi obstacole pentru aceasta? Pe parcursul istoriei oamenii mereu creau obstacole și cu toții știm că contra lui Dumnezeu luptă și satana. Și scopul lui de la început a fost să inducă în eroare oamenii, să-l aducă la o confuzie, să piardă această legătură în Dumnezeu, să-l pune la îndoială acel moment care îl are înăuntru său și să nu creadă. Deci da, dacă vorbim și de acea putere de deci satan pe parcursul istoriei el își schimbă rolul lui în, 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 într-un sens foarte interesant deci cel mai întâi este ca ca o persoană care deci da ucide creștinii, da, să spunem așa mai simplu, deci face din creștini martiri. După care el, în evul mediu, își e coroana pe cap și spune, eu sunt acum preot și vă spun eu ce trebuie să, să știți voi despre Biblie mai bine. Mm. Și at aici vine acel reformator, Martin Luther și spune, nu, nu ascultați ce vă spune preotul la biserică, dar citește ce scrie aici scosul la scriptura. Și ast, astfel și în zilele de azi, în forme diferite, prin ispite, prin momente grele, obstacole, noi întâlnim, dificultăți, dar dacă noi citim, noi credem, noi studiem zilnic, noi putem înțelege aceste lucruri. Mulțumim, domnilor, pentru că am fost împreună. Evident că în Sfintele Scrituri descoperim multe lucruri și astăzi s-a menționat foarte importante lucruri. Am înțeles ce înseamnă Scriptura. Ea este decisivă în rolul ei de a declara sau a vedea ce este adevăr, care este realitatea lucrurilor. Tot în această scriptură am descoperit harul despre care ați vorbit, cel care ne oferă nouă Dumnezeu și aceasta se întâmplă doar prin, doar prin credință. Stima de prieteni, cu siguranță că sunt multe provocări și poate ai și întrebări, iar altă dată s-ar putea să nu-ți fie clar mai multe lucruri. Te invit din nou să privești această emisiune, să o iei în reluare. Iar dacă vrei mai mult, există material pe resursele noastre pe care poți să le accesezi anterior și poate cele mai târziu, care vor veni. Vor veni. Și dacă ți-a plăcut acest material, ai putea să te împărtășești cu prietenii tăi și uh, cu siguranță ai putea să ne dai și o reacție la materialul nostru. Ți-aduc aminte că există o carte care se numește ediția pe care o am eu, Tragedia Viacurilor. Ai putea să vezi care este materialul și sunt capitole, capitole întregi despre reformatori și acestea pot să le observi începând cu capitolul 7, 8, 9, 10. Ai putea să citești cum în istorie mulți oameni al Lui Dumnezeu au luat ca temei pentru credința sa, pentru viață, pentru salvare doar cuvântul Lui Dumnezeu. Te invit ca să repeți același, aceeași faptă eroică, pentru că și astăzi este nevoie de eroism în momentul în care tu afli adevărul să fii de partea Lui. Iar noi vă spunem la revedere până data viitoare.